Bună seara. Bună seara. Nicoleta, ești de 48 de ore pe insula fetelor. Da. Cum ți se pare ce se întâmplă în jurul tău? Mi se pare, e real. Trece foarte greu timpul și pare că am stat mult mai mult. Nu e ca și la televizor. Mă simt bine aici. Sper să se simte și Cătă bine. Vestea bună pentru tine este că și pe cealaltă insulă, pe insula băieților, Cătălin s-a integrat foarte bine, a fost primit cu brațele deschise de către cei de acolo și și-a ales două ispite preferate. Nicoleta. Da. Ești pregătită să vezi primul filmuleț? Da, abia aștept. Sau nu? Sunt câteva momente din cele 48 de ore petrecute de Cătălin pe cealaltă insulă. Îmi plăcea foarte mult să-l văd. Hai să vedem primul material. Chiar spune-mi, ce ți-a promis că nu va face? Păi că nu o să se sărute cu vreo ispită sau o să aibă plimbări romantice sau chestii dintre astea. În schimb, o să se distreze, o să danseze, o să facă chestii. Nu m-am stabilit exact, dar să fie o limită în tot ce face. Te las să privești aceste imagini și să stabilim împreună, să-mi spui sincer dacă el a trecut sau nu o măsură. Da? Da. Bun. Te rog să dai tu play. Să ne distrăm, să-i citim. Ești super, bă. Înțelegi? Super, bă. Mă, normal, nu simți acasă. Ți propui să faci anumite chestii, să fii altfel, ai o altă stare, dacă nu ești de aici. Nu, ești chiar tu. Dar așa mă simt. Parcă sunt acasă, te mai uiți la cine cu vorbește. Așa se vorbește și Zalău, exact așa este cu Zalău. Ai, tu ești din Zalău? Da. Mai vorbește, că îmi place să te aud. Ce să-ți mai zic, că nu mai știu, mă tot gândesc acum. Eu tot i-am întrebat o gravată de chestii. Finge, că n-am treabă, vezi? Pun mâna puțin, că nu. Că n-am treabă. Ești funny, rău, jur. Ai, cap, nu pot să cred. Noi seara asta pe să facem tot și noi cum am făcut în aia lui Ben. Aurel. Te duci toltean, așa-i? Da, de ce? Te-ai prins tu? Cum? Vorbește, da? Vorbește mult. Vorbește, ce-ți facă? Dar nu prost, vezi? A? Dar nu prost. Important. Da. Eu am cunoscut toltence. Da? Și nu ți-au plăcut, da? Ba. Hai că-s femei faine, nu-ți lăsa. Da, și da. Așa, dintr-o bucată. De astăzi că era să mor, adică era la... Dar n-ai murit. Păi nu, mă, m-a ferit Dumnezeu. Nu te necăji, că mai vizi aici acum. Am adunat câteva dintre... acțiunile lui Cătălin, care exemplifică foarte clar atmosfera de pe cealaltă insulă. Da, mă bucur că l-am văzut. Mă bucur foarte tare că l-am văzut și că se simte bine. Mă bucur că s-a integrat, se distrează. Nu mi se pare nimic deplasat. Te îngrijorează faptul că acasă el a declarat că și-a pus anumite limite. Și-a impus anumite limite, iar aici a înțeles că lucrurile stau altfel? Și eu am aceeași părere, că nu e... Nu e ca la televizor. Da. Nu e ca la televizor și nici nu poți să ai un plan de acasă pe care să-l... Așa este. Face așa totalitate este. Sau... Te gândești ce ai face, dar nu poți să faci asta în continuu, pentru că oamenii te influențează. Așa este. Dar el chiar îi spunea de ei că pericolul este mult mai mare aici. Și asta după numai o zi. Așa-i. O să știu. De ce a zis asta sau așa? Îl știi pe Cătălin ca pe o persoană influențabilă? Câteodată da, câteodată nu. Depinde de persoana care...
îi vorbește. Nu l-am văzut diferit față de cum îl cunosc eu. Ți se pare că a intrat cumva în jocul seducției? N-aș vrea să spun nimic. Te rog. Nu știu. Tu știi mai bine. Păi e foarte greu să nu te lași convins de o femeie, cred că. Cred că e foarte greu acolo. Că i-am întrebat și pe băieți și au zis că fetele sunt foarte frumoase, că dansează, că se distrează. Sunt cu adevărat superbe. Da, cred.